Răzvan Grădinaru a efectuat deja primul antrenament cu noua sa echipă. Sunt bucuros că am reușit acest transfer. Mi-am dorit să vin. Când am auzit de această oportunitate, nici n-am stat să mă gândesc și sper să fac lucruri bune, să ajut echipa și să nu dezamăgesc pe oamenii care au avut încredere în mine. Viitorul întotdeauna a fost un brand. De când eram junior, știam de capacitatea de a scoate fotbaliști. Cred că este un plus în cariera mea, un plus foarte mare pentru mine că am ajuns aici și trebuie să arăt că nu am ajuns doar prin prezență, trebuie să arate și calitățile mele, să ajute echipa. Sunt jucători tineri, știu că sunt jucători de valoare și ne cunoaștem de, cred că de la 14 ani mă știu cu majoritatea cu băieților. Sper să mă primească bine și să formăm un grup unit și să îndeplinim obiectivele clubului. Este dublu campion național cu FCSB în 2014 și 2015, iar în carieră a mai evoluat pentru Oțelul Galați, Concordia, Chiaj, Napoli, Iași și FC Voluntari.